Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ioana Maria Moldovan. Bun găsit la Focus. Iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. O tânără cunoscută în lumea muzicii a fost găsită fără viață pe o plajă din Mamaia. Cel mai probabil s-a înnecat, susțin polițiștii. Avea 34 de ani. Celebrul chitarist de jazz Aldi Meola a suferit un infarct chiar pe scenă în fața spectatorilor în timpul unui concert susținut la București. Artistul este acum în stare stabilă. Și crește salariul minim brut de la 1 octombrie cu 300 de lei, o veste nu prea grozavă pentru români. Noile taxe și impozite îi vor împovăra mai tare și aduc prețuri mai mari atât la alimente cât și la carburanți. Alertă pe litoral, o artistă din România a fost găsită moartă pe plaja din Mamaia. Tânăra DJ de meserie s-ar fi necat, cred anchetatorii, iar trupul ar fi fost adus de valuri la mal. Avea 34 de ani și 10.000 de urmăritori pe rețelele sociale. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Descoperirea a fost făcută de o turistă care își face plimbarea matinală pe plajă. Corpul tinerei zăcea pe nisip, iar picioarele erau în apă. Inițial a crezut că este un manechin de plastic aruncat de vijelie. Însă, când s-a apropiat și a văzut că femeie, a înlemnit. A alertat imediat salvamarii. Ne-am deplasat. Noi credeam că este o alarmă falsă. Dar, din păcate, nu este. Când ați ajuns, era pe uscat sau nu? La firul apei, da. Salvatorii nu au avut însă ce face. Au sunat imediat la 112. S-a primit un apel prin serviciu 112 pentru o persoană găsită pe plajă în stațiunea Mamaia. La locul solicitării s-a deplasat un echipaj SAJ, care, din păcate, a trebuit să constate decesul persoanei. Poliția a identificat ulterior pe tânără. Numele ei este Laura Roșca și avea 34 de ani. Este din Cluj și e cunoscută ca DJ Lala. Lucra și la un radio. Din postările cele mai recente, pare că ar fi suferit de depresie după ce a și scris un hashtag sugestiv la ultimul clip de pe Instagram. Enjoy every moment you have, because in life there are no rewinds, only flashbacks. Make sure it's all worth it. Pe rețelele sociale, artista avea peste 20.000 de urmăritori. Salvamarii cred că era cazat în zonă, iar dimineața a intrat să facă baie, însă din cauza furtunii s-a necat. Criminaliștii au făcut cercetare la fața locului. Salvamarii acum ajută poliția în anchetă, mergând pe plajă și căutându-i eventuale lucruri sau haine pe care și le-ar fi lăsat undeva. Poate acolo vor găsi și un act de identitate. Cadavrul nu prezenta urme vizibile de violență, a anunțat poliția din Constanța. Medicii legiști urmează să facă necropsia și să stabilească cu exactitate și cauza decesului. Magistrații au amânat din nou decizia în cazul lui Dumitru Buzatu. Baronul din Vaslui încă așteaptă să afle dacă va fi liber. Detalii vă aduc imediat în jurnal. Unul dintre cei mai apreciați chitariști ai lumii, Aldi Meola, a făcut infarct pe scena din București chiar în timpul concertului. Artistul american, în vârstă de 69 de ani, a ajuns la spitalul Bagdazar Arsenii, unde au fost montate 4 stenturi. Acum starea lui este stabilă, spun medicii. Chitaristului de jazz Aldi Meola i s-a făcut rău chiar în timp ce cânta în fața publicului român pe scena de la Arenele Romane. Spectacolul a fost oprit. Pe scenă a apărut un membru al staffului care a mulțumit oamenilor. We have some healthy problem. Thank you so much for coming out. Aldi Meola says hello to everybody and thanks for coming. Have a good night. În acel moment, probabil nu știau de gravitatea problemei. Aldi Meola suferise un infart. În jurul orei 12 noaptea, chitaristul a fost dus de urgență la spitalul Bagdazar Arsen din capitală, unde medicii au montat 4 stenturi. Artistul a rămas internat în spital. Superbul trio acustic al lui Aldi Meola ne-a oferit un spectacol minunat. Din păcate, în locul unui final triumfal, am avut parte de un final îngrijorător. Să ne gândim cu recunoștință la muzica lui și să-i urăm însănătoșire grabnică. Aldi Meola a dat tot pe scenă până în acel moment. Asta face un artist desăvârșit, au scris doi dintre oamenii care au participat la concert. Aldi Meola s-a născut în Statele Unite în 1954 din părinți italieni. Mm-hmm.
Pasiunea pentru muzică l-a dus pe cele mai mari scene. Cu 4 decenii de carieră s-a recunoscut drept unul dintre cei mai talentați chitariști jazz ai lumii. A colaborat printre alții cu Luciano Pavarotti, Phil Collins, Carlos Santana și Stevie Wonder. Cu peste 20 de albume la activ, Di Meola este și compozitor. De la 1 octombrie, salariul minim crește la 3.300 de lei, nu și cel din construcții însă. Guvernul a adoptat hotărârea care prevede majorarea salariului minim pe țară, însă Marcel Ciolacu spune că majorarea prevăzută pentru construcții nu înseamnă o creștere a veniturilor, ci mai degrabă o scădere, așa că va fi reanalizată. Executivul a stabilit ca de la 1 octombrie 2023 salariul minim brut pe țară garantat în plată să crească la 3.300 de lei lunar, de la 3.000 cât este în prezent. Este o creștere de 10%. 1.800.000 de români vor primi de luna viitoare un salariu mai mare cu 300 de lei. O măsură populistă, spun analiștii, care sunt de părere că angajatorii nu ar trebui să fie forțați să crească salariile, ci ar trebui să o facă oricum, din proprie inițiativă, atunci când angajatul merită. Este o încercare de a atrage electorat, pentru că și oamenii din guvern sunt perfect conștienți de faptul că salariul, veniturile medii ale românilor au crescut semnificativ în ultima vreme. Poate nu în aceeași măsură în care au crescut prețurile. Nu era nevoie să vină cineva și să le spună angajatorilor că trebuie să crească salariul minim. În momentul în care se forțează un salariu minim, practic, singura soluție legală pe care o mai au angajatorii respectivi este să-i dea afară. Premierul promite însă o nouă majorare în 2024. De asemenea, până la finalul acestui an mai există în vigoare și o prevedere prin care angajatorul mai poate adăuga 200 de lei la salariul minim, fără ca această sumă să fie taxată. De la 1 octombrie trebuia să crească și salariul minim în construcție, agricultură și industrie alimentară, de la 4.000 de lei la 4.500 de lei. În ultimul moment, guvernul s-a răzgândit. Calculele prezentate în această dimineață de Ministerul Finanțelor arată că în urma introducerii asigurărilor de sănătate pentru toți angajații, indiferent de activitate, salariul minim net al angajaților din construcție, agricultură și industrie alimentară ar fi putut scădea. Am promis că nu se va întâmpla acest lucru. Drept urmare, am decis să scoatem de pe ordinea de zi această ordonanță care vizează aceste categorii. Acum, salariul net al unui angajat în construcție este de 3.150 de lei. Dacă ar fi fost majorat, dar eliminate facilitățile fiscale, atunci netul ajungea la 3.094 de lei, practic mai puțin decât în prezent. Pentru un angajat, creșterea salariului minim în construcții practic ducea la un quantum al salariului, al aceluia salariu net, ca și cum el ar avea 4.000 de lei. Probabil guvernul are în vedere să aibă și o mică creștere a venitului net pe care un salariat din sectorul de construcții ar putea să-l aibă. Sindicaliștii spun că salariul în construcție ar trebui să crească considerabil pentru a opri exodul forței de muncă în afară. Asta în condițiile în care salariul mediu la nivel internațional este de 2.800 de euro, iar la noi de 1.300 de euro. Problema în construcții, problema foarte mare este că prin toate măsurile extrem de nefavorabile pe care vrea să și le asume guvernul, mă refer aici în special la supraimpozitarea băncilor, sectorul imobiliar va fi grav afectat și acest lucru va avea consecințe care se vor răsfrânge și asupra celor care lucrează în construcții. 800.000 de oameni lucrează în construcții, agricultură sau industrie alimentară din România. Modificările fiscale vor aduce cu siguranță scumpiri ale alimentelor, în special carnea, spun jucătorii din industrie, și alimentele tradiționale sau bio vor costa mai mult după ce TVA-ul a crescut. Și nu e singurul segment care va fi afectat. Prețul combustibilului crește de la o zi la alta. Românii nu mai trag speranță că ar mai fi ceva de făcut, doar de suportat scumpirile, chiar dacă salariul minim crește cu 10%, iar despre pensii nu se aude mai nimic. Din toată Uniunea Europeană, România, alături de bulgari, consumă carne cel mai puțin. Nu prea mănânc carne, decât foarte câteva zile pe săptămână, atât. O zi, două, restul, lactate, legume. Nu este corect raportul între salarii și prețuri, da? O mă aștepta și vremuri mai bune. Iar acum, cu noile modificări fiscale, prețul cărnii va crește iar.
S-a îngrășat porcul înainte cu două săptămâni de Crăciun. N-am avut o strategie pe plan îndelungat și plătim și vom plăti în continuare un preț foarte scump. Și noi am fost forțați de gaze, de curent, alte prețuri care au intrat în componența produselor noastre. Am scumpit și noi, desigur, nu prea mult. Eu zic că am scumpit printre ultimii, tocmai pentru că aici este o mică luptă. Cine scumpește primul, cine scumpește ultimul. Conform Institutului Național de Statistică, prețul alimentelor a crescut în medie cu 35% în ultimii 3 ani. Doar în ultimul an, carnea de porc și cea de vită s-au scumpit cu 15%, iar cea de pui cu 10%. Un kilogram de pulpă de porc, spre exemplu, costa în 2020 în jur de 20 de lei. În 2022, prețul a ajuns la 25 de lei, ca astăzi să fie vândut cu aproape 30 de lei. Asta înseamnă că pentru acea sumă de bani, românii nu vor mai cumpăra o bucată de carne de 1,5 kg, ci una mai mică de doar 1 kg. Cu siguranță, suntem afectați toți. Noi agricultorii și comercianți, adică toată lumea se vede dați. Cei mai afectați vor fi însă cumpărătorii care de voie de nevoie consumă deja mai puțină carne ca înainte. Am simțit de la client că nu mai cumpare aceeași dare de mână la cumpărare. Adică dacă înainte mânca, să zic, 4 mici de foame, acum mănâncă 2 mici de poftă. Și la restul alimentelor se așteaptă creșteri de prețuri. Din moment ce crește și nivelul de salarizare, crește și TVA-ul la produsele tradiționale, ecologice și așa mai departe, probabil vor fi și creșteri de prețuri. Probabil se umblă și la adausul comercial, probabil vor fi și măriri de prețuri, probabil vor fi rentabilizări. De altfel, toate produsele de origine animală vor costa mai mult. Albinele o să muncească teoretic la fel de mult, pe mai puțin bani. Și ca tabloul scumpirilor să fie complet, să nu uităm de prețul la pompă, care crește de la săptămână la săptămână. Un litru de benzină se apropie în unele stații pe cochiar, a ajuns la 7 lei și 50 de bani, în timp ce un litru de motorină costă între 7 lei 60 și 7 lei și 80 de bani. Dumitru Buzatu, acuzat că a primit mită de 1.200.000 de lei, află mâine dacă este sau nu din arest. Completul care judecă dosarul a amânat soluția la contestația de avocat. Acesta a cerut ca fostul politician să scape de arestul preventiv. Tot mâine află decizia și expertul denunțat de omul de afaceri clujean. Dumitru Buzatu și Radu Judele au fost aduși în cătușe la Curtea de Apel Iași pentru a afla dacă judecătorii le ridică măsura arestului preventiv pe 30 de zile. Domnul Buzatu, a fost trădat de propriul prieten? Dreptul de judecată? Ce urmă să faceți cu acei bani pe care i-ați încasat sub formă de mită? Judecătorii de la Curtea Apel Iași vor da decizia vineri, a anunțat avocatului Buzatu. El spune că încă mai parcurge probele din dosar, dar că nu ar exista dovezi pentru acuzațiile de mită. Că poate fi o soluție de punere în libertate a domnului Buzatu sau poate fi o soluție de menținere a acestuia în stare de arest sau într-o altă formă de privare, într-o formă de o altă măsură preventivă. Practic, la acest moment se tratează exclusiv problema dacă e necesară menținerea în arest preventiv a domnului Buzatu pentru buna desfășurare a urmăririi penale. Și Radu Judele, care a fost denunțat DNA de afaceristul Emil Savin, zis Farmazon, a cerut ridicarea arestului preventiv și impunerea unei măsuri mai blânde, arest la domiciliu sau control judiciar. Se susține că un contract pe care l-ar fi realizat acesta cu o societate comercială a denunțătorului ar fi fost de fapt o mită mascată. Din punctul meu de vedere, nu sunt elementele în dosar, nu găsim probe și nici elemente în dosar în care acest contract la vedere, înregistrat în contabilitate și plătit taxe și impozite la stat plus TVA, ar fi o mită mascată. Printr-un aviz nefavorabil emis de expert, Consiliul Județean i-a blocat omului de afaceri o plată de aproape 3 milioane de euro. Pentru a-și recupera banii, lui Emil Savini s-a cerut o șpagă de 1,25 milioane de lei. Așa au ajuns procurorii DNA la Dumitru Buzatu, cel mai puternic politician din județ, care a spus că banii sunt economiile sale personale, când a fost confruntat de procurorii anticorupție. Vreau să ne spuneți geanta aceea cu este. A mea. Și ce se află în ea? Bani. Și ce reprezintă acea sumă? Banii mei. Sunt banii dumneavoastră? Ce sumă se află în acea geantă? Nu contează, vă rog. Dumitru Buzatu a fost arestat preventiv la sfârșitul săptămânii trecute. Intervenție chirurgicală fără precedent în România. Pentru prima oară un copil trăiește datorită unei inimi artificiale. Aceasta îl va ajuta să supraviețuiască până la găsirea unui donator. Povestea impresionantă a Alexandrei o aflați după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, vă aștept! Premieră medicală în România la
Mureș, pentru prima dată în pieptul unui copil bate o inimă artificială. Vorbim de o fată de 17 ani care de 3 luni se luptă cu o gravă insuficiență cardiacă. Până la intervenție, medicii nu-i mai dădeau mult de trăit. Inima artificială i-a salvat însă viața și o poate ajuta să trăiască mulți ani de acum încolo, până când va găsi un donator. La 17 ani, Alexandra s-a născut a doua oară. I-a dat această șansă neprețuită o inimă artificială. Singura soluție prin care adolescenta putea supraviețui. Obosea, vomita. La Marie Curie a depistat că inima îi bate 13%. Coșmarul Alexandrei a început acum 3 luni. De atunci, familia ei a dus-o la mai mulți medici prin mai multe spitale din țară. Speranța pe care o căutau o găsit-o la Târgu Mureș, la Institutul Inimii. Noi i-am spus după o lună și o săptămână, i-am spus ei că inima ei nu mai funcționează bine. La un copil care era în practic la capătul resurselor biologice. Se spune că numai Dumnezeu poate pătrunde în sufletul cuiva. Și așa este. Am mers azi dimineața la institut gândindu-mă ce este în sufletul unei copile de 17 ani, pacientă de-a noastră care așteaptă un transplant știind cât de puțin sunt donatorii pentru această categorie de vârstă. Au fost cuvintele medicului Horațiu Suciu, cel care alături de colegii săi și de o echipă de specialiști din Belgrad s-a ocupat de operația Alexandrei. Ea este primul copil din România care beneficiază de miracolele unei inimi artificiale. Un dispozitiv sub formă de pompă care practic asigură debitul cardiac la inimile foarte bolnave. Pacienții pot să stea ani de zile pe aceste dispozitive cu o calitate a vieții bună. Deci faptul că există această posibilitate și în țara noastră este un lucru extraordinar. Intervenția a fost un succes. Dispozitivul implantat în pieptul Alexandrei nu înlocuiește o inimă naturală, însă ajută pacienții până când aceștia primesc un organ real. Tot ce își dorește acum adolescenta este să fie sănătoasă, ca să se poată întoarce la viața normală, la familie, la școală. În scurt timp va putea fi externată. Evoluția este bună, suntem mulțumiți, este conștientă, cooperantă, bucuroasă și cu un tonus foarte bun. Din nefericire, în România, donatorii de organe sunt puțini. Numai la Târgu Mureș, pentru astfel de intervenții, sunt 31 de pacienți pe lista de așteptare. Scandal la Galați, un polițist local a fost reclamat la șefii săi după ce ar fi insultat un patron de vulcanizare în timp ce îi controla afacerea. Acesta susține că a luat amendă, dar nu asta l-a deranjat, ci faptul că polițistul l-a jignit. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Cearta a început după ce omul legii a verificat afacerea. Angajatul de la vulcanizare și-a sunat șeful să-l informeze că primește amendă, iar agentul a auzit convorbirea. Îmi dau acum amendă. Îți dau amendă? Pentru ce să-ți dea amendă? Dă-i mă, lor și nu ai băgat în seamă. Ai înțeles? Întreabă pe ce-i amenda. Eu n-am cu ce să vorbesc cu dumneavoastră, domnul. Ai înțeles? Domne, ești un interpus, vorbești în haine de miliția, mă, mizeriu. Deși înregistrarea telefonică spune altceva, patronul vulcanizării se apără și spune că el vorbea de fapt cu angajatul său și că nu l-ar fi înjurat pe polițist atunci când a intervenit în discuție. Vă reproduc cuvintele care i-am spus. Dă-i mă înceapa mamelor, lasă că o să o rezolvăm cu acele acte. Reclamantul crede că vulcanizarea lui mobilă deranjează pe cineva și de aceea a fost amendat, dar tot el admite că nu are toate actele în ordine. Ne-au amendat deoarece consideră ei că nu suntem puși aici ok, deoarece îi încurcăm pe cei de mai în față. Aveți avizele toate în ordine? Sigur, totul este în regulă, mai puțin acordul primarului, care acesta nu l-are mai nimeni din județul Galați, din domeniul acesta. Vulcanizare, service, ne pot amenda, dar nu ar trebui să ne și înjure de morți, să vorbească cu noi ca la ușa cortului. După ce a făcut reclamații la conducerea poliției locale pentru că ar fi fost înjurat, patronul a fost îndrumat să sesizeze parchetul de pe lângă judecătoria Galați pentru posibile abuzuri ale agentului. Poliția locală Galați se delimitează de comportamente care încalcă codul de conduită a funcționarilor publici și o va face și în acest caz, dacă organele competente vor demonstra veridicitatea imaginilor apărute în spațiul public. La nivelul instituției a demarat o anchetă internă în acest caz. Poliția spune că societatea respectivă nu este în regulă și a fost amendată de mai multe ori de-a lungul anilor. În intervalul 2018-2022, în urma numeroaselor sesizări venite din partea cetățenilor, firma administrată de cel în cauză a fost controlată și sancționată de un număr de 8 ori, valoarea contravențiilor depășind 12.000 de lei. Mai mult, activitatea firmei a fost suspendată și s-a dispus confiscarea veniturilor realizate ilicit în sumă de peste 20.000 de euro.
Este anchetă de proporții la Poliția Capitalei. Mai mulți agenți de la secția 17 sunt acuzați că ar fi bătut un bărbat până la moarte, după ce acesta a fost surprins alergând dezbrăcat pe stradă și lovindu-se de mașini. Polițiștii au însă o altă variantă. Spun că tânărul era drogat și că s-ar fi rănit singur. De altfel, camerele de supraveghere din zona au surprins scenele și arată că se comportă ciudat. Avertizez că imagine și informațiile vă pot afecta emoțional. După incident, tânărul a ajuns în comă la spital și a murit. Cu mai multe detalii vine chiar acum colegul meu, Cristian Cosmaciuc. Bun găsit, Cristian! Cum s-a întâmplat totul? Bun găsit, potrivit unor surse din anchetă, înainte de incident, tânărul de 30 de ani ar fi coborât să fumeze în fața blocului unde ar fi participat la o petrecere. Văzându-l, un locatar a sunat la 112 anunțând că în zonă se află un bărbat dezbrăcat, dezorientat și agitat. Un echipaj de polițiști a ajuns la fața locului și l-au găsit pe bărbat, despre care spun că era incoerent în vorbire și părea băut sau drogat. Atunci a fost și momentul în care nu se știe exact ce s-a întâmplat și cum a fost rănit bărbatul. Imaginele de pe camerele de supraveghere arată cum acesta a început la un moment dat să se arunce și să se lovească de mașinile parcate în zonă și alerga dezorientat. Și polițiștii ajunși la fața locului spun că acesta avea mai multe rând pe corp deja și încerca în continuare să își facă rău de unul singur. Unii martori spun însă că l-au văzut pe tânăr la pământ la un moment dat între agenți într-o baltă de sânge. Potrivit unor surse, polițiștii l-ar fi lovit într-adevăr pe acesta cu bastoanele în repetate rânduri. Bărbatul a intrat imediat în comă și a fost dus chiar de către agenți la Spitalul Universitar din Capitală. Acum este o anchetă de proporții la Poliția din București, iar pe numele agenților ajunși atunci la fața locului au fost deschise mai multe dosare penale pentru ultraj și purtare abuzivă conform probelor biologice recoltate de la bărbat. Acesta era drogat cu metamfetamină, cocaină, cannabis și alte substanțe. Acestea au fost informațiile. La revedere! Incident șocant pe autostrada A1 arat Nătlac. Mâna de gelozie, un francez a sărit din mașină după o ceartă cu iubita sa, cu 24 de ani mai tânără. Camerele de supraveghere de pe autostradă au surprins momentul în care bărbatul deschide portiera și sare. Mașina a continuat să ruleze pe șosea încă 200 de metri. Avertizez, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. În mașina care rula spre Vama Nădlac se aflau femeia de origine bulgară care conducea și bărbatul de 62 de ani cetățean francez. Pe bancheta din spate era câinele tinerei. Pe drum, cei doi s-au luat la ceartă și se pare că gelozia bărbatului a atins cote maxime. De două ori ar fi încercat să se arunce din mașină, chiar dacă rulau cu peste 100 de km la oră. Ba chiar a deschis portiera, dar iubita a reușit să-l oprească. A treia oară i-a fost imposibil. Câinele, văzând ușa mașinii întredeschisă, a vrut să iasă, așa că femeia l-a prins în ultimul moment. Francezul a profitat de neatenția ei și a sărit. Persoana a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale și evaluării stării sale. Cercetările sunt continuate de polițiști în vederea stabilirii stării de fapt și luării măsurilor legale. Francezul s-a rostogolit 10 de metri pe șosea și s-a oprit pe banda de urgență. Iubita s-a reușit să oprească mașina abia după 200 de metri. Ea a fost prima care i-a acordat primul ajutor, iar mai mulți șoferi care au văzut întreaga scenă au sunat la 112. La sosirea echipajului nostru cu medic la locul accidentului, a fost găsit un bărbat de aproximativ 60 de ani, care afirmativ sărise dintr-o mașină aflată în mers. Pacientul era în stare comatoasă, a fost intubat, imobilizat și transportat și predat la UPU Spital Județean Arad. Francezul a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Arad cu numeroase contuzii. Pacientul a fost adus în serviciu UPU al Spitalului Județean cu traumatisme multiple, dintre care un traumatism cranian sever, multiple escoriații și fracturi la membru superior stâng în momentul de față. Au fost efectuate consulturile de specialitate și urmează să primim rezultatele la tomografiile computerizate. Iubita francezului a fost audiată la poliție cu ajutorul unui translator și a fost lăsată să plece. Reprezentanții spitalului și polițiștii încearcă să ia legătura prin ambasadă cu familia francezului. Starea lui este extrem de gravă. Și imagini șocante vin de la Brăila, acolo unde un câine de talie mare a ucis o pisică în plină stradă. Animalul era plimbat în lesă de către o femeie doctor de meserie. Polițiștii spun că stăpâna nu a luat nicio măsură să prevină atacul și nici nu i-a pus câinelui botniț, așa cum prevede legea. Ba mai mult, după doar jumătate de oră, s-a întors la locul faptei, a luat pisica de pe caldarâm și a aruncat-o la gunoi. Femeia a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1600 de lei.
A fost panică aseară la Spitalul de Copii Luis Surcanu din Timișoara. Un fum gros a inundat corpul de chirurgie ortopedie și 24 de copii împreună cu aparținătorii lor au fost evacuați din clădire. Pompierii au descoperit că nu a fost vorba de un incendiu. Un compresor din camera tehnică se încinsese și a degajat fumul. S-a intervenit rapid pentru răcirea acestuia și ventilarea spațiilor. Vă avertizez, urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional. Ați fost cu copilul mic în brațe? Da. Erați aici internați, nu? Da. S-a panicat lumea? Da, toată lumea. Plânge. Lumea va fi adormia, lumea s-a speriat. E ok. 24 de copii și bebeluși, 20 de aparținători și 14 cadre medicale au fost evacuate după ce fumul a invadat clădirea corpului de chirurgie ortopedie a spitalului. Nu știm ce s-a întâmplat, doar au zis să ieșim afară că este ceva incendiu înăuntru. Foarte rău. Ne-am speriat puțin. A sunat alarma de incendiu și ne-a poftit pe toți afară. A ieșit fum de la un aparat? Da. Toți pacienții din secție au fost mutați urgent într-o clădire alăturată. Înfășurați în pături, copiii au așteptat alături de părinți vești de la medici și de la pompieri. Ne organizăm să vedem dacă suntem toți, pentru că nu a plecat nimeni acasă. Și ați rămas? Bine, o să facem o evidență, ne strângem la noi dacă nu avem pe cea pediatrie sau în spitalul de pompieri. Bine, vreau să nu plecați niciodată. Pompierii au descoperit că fumul nu venea de la un incendiu. Au avut loc o degajare de fum în demisolul clădirii într-o cameră tehnică din cauza unor scurgeri de ulei de la un compresor de aer medical care s-au supraîncălzit de la motor. Militarii de la ISO au răcit compresorul încins și au ventilat încăperile clădirii evacuate. Colegii de la pompieri au intervenit, au constatat că nu există pericole suplimentare și copiii sunt din nou în paturile lor. Din fericire, nu a existat victime și nici persoane intoxicate cu fum. Este cel de-al treilea incident produs în mai puțin de un an la Spitalul de Copii Luis Surcanu din Timișoara. În septembrie 2022, peste 40 de copii au fost evacuați în miez de noapte la temperaturi scăzute, după ce mai multe cabluri de la o instalație s-au aprins și au produs un fum înecăcios. Acesta a fost, de altfel, și cel mai grav incident dintre cele trei. Pentru Focus de la Timișoara, Ovidiu Vărădeanu, Prima TV. Mai mulți sportivi de la clubul de caiac canoe din Orșova s-au îmbolnăvit de scabie. Părinții acuză reprezentanții bazei de neglijență. Cum au ajuns sportivii în această situație? Vă spun după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, vă aștept! Situație incredibilă la clubul de caiac canoe din Orșova. Sportivii s-au îmbolnăvit pe capete de scabie. Părinții au reclamat totul și acuză pe cei care conduc destinele campionilor că au știut de întreaga situație, dar au ignorat-o cu desăvârșire. Acolo acum s-a deschis o anchetă, iar reprezentanții DSP au cerut evaluarea sportivilor și igienizarea bazei. Cazurile de scabie au fost sesizate de părinții unui sportiv din județul Sibiu. Tatăl băiatului spune că a discutat cu cei de la baza sportivă despre situația fiului său, dar nu s-a luat nicio măsură. Ba mai mult, lotul din care mai mulți membri ar fi avut râie a plecat la campionatele naționale de la Bascov, unde puteau transmite boala și altor colegi. Au făcut copii râie în bază. La Orșova? La Orșova. Atunci copilul nostru ne-a spus că vrea să se lase de sport și nu știa motivul pentru care vrea să se lase. Și atunci am povestit cu antrenorii. Ceea ce pare că s-a și întâmplat, pentru că mama unui alt sportiv care nu este cazat în baza de la Orșova spune că băiatul ei s-a îmbolnăvit de râie la baza de la Bascov, din județul Argeș. Acolo s-au întâlnit sportivi de la 14 cluburi din țară care au participat la campionatele naționale. Femeia reclamă și condițiile precare de la baza argeșeană. La Pitești vă pot arăta și pozele în care, adevărul că și domnii profesori au cam știut, pentru că noi am anunțat ce este la Pitești. Deci astea sunt imaginele din camerele de acolo, unde umblau șoareci peste copii. Deci până acum ne-am tratat de alergie și eu sunt sigură că mulți din copii au și nu știu. Directorul și asistenta medicală de la clubul sportiv din Orșova se contrazic în declarații. Deși neagă existența unui focar, spun că există risc de îmbolnăvire. Această râie se poate lua și din apă, se poate lua, pentru că ei nu se spală, se poate lua de la animale, se poate lua de oriunde. Problema este la Pitești, unde s-a unde cred că acolo a fost și focarul. De la noi nu au plecat copiii cu niciun fel de problemă. Datorită padelelor fac și foarte multe bătături în palmă și atunci eu, da, într-adevăr, am o cremă
care noi le dăm pe mâini ca să nu, din cauza bătăturilor, sau mai au câte o bubiță care este de pe apă, ei tot timpul vâslind, apa la noi este așa cum este, dar nu au avut probleme cu scabia sau cu alte probleme. Între timp, la baza sportivă de la Bascov s-a schimbat conducerea, dar fostul și actorul director spun că în perioada în care sportivii au stat la campionatele naționale, ei nu au fost sesizați de faptul că sportivii ar avea scabie. Ăștia de la Orșov au fost la noi aici, dar dacă e, nu numai ei au fost, au fost multe cluburi din țară, deci dacă era vreo problemă de la noi, erau mai mulți. La baza nautică de la Orșova, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au declanșat o anchetă. Măsurile dispuse în timpul controlului sunt consult de specialitate de către un medic dermatolog, izolarea cazurilor confirmate cu scabie în urma controlului de specialitate, igienizarea riguroasă a tuturor încăperilor și obiectelor. Clubul unde sportivii au făcut râie este unul dintre cele mai titrate din România. De aici au plecat mai mulți sportivi care au obținut pentru țară medalii olimpice, mondiale și europene. În fiecare an, 3 din 10.000 de români primesc un diagnostic cumplit, leucemie. Boala nu este însă automat o condamnare. Șansa copiilor și adulților bolnavi stă în transplantul de măduvă. La Institutul Clinic Fundeni au fost realizate peste 2.000 de astfel de intervenții. Pe lângă dedicarea medicilor, e nevoie și de solidaritatea semenilor. Celulele STEM, la fel ca sângele, pot fi dăruite prin înscrierea într-un registru. Radu are 3 ani și își privește poza pe un panou al supraviețuitorilor. Oameni care au luptat cu leucemia și care astăzi respiră, îmbrățișează, primesc și oferă în continuare iubire. Totul datorită transplantului medular cu celule STEM donate. Panoul e plin cu fotografii din 2 vieți, înainte și după procedură. Transplantul a avut loc pe 22 februarie 2022. Astăzi împlinim 1 an și 7 luni de la transplant. Da? Și depistarea a fost făcută la 6 luni și jumătate. Sunt foarte bune, exemplare, și toate meritul îl datorăm lui Dumnezeu și doamne profesor că a fost acolo de fiecare dată pentru noi. Transplantul a fost făcut la Institutul Clinic Fundeni. De 22 de ani astfel de proceduri au loc aici, iar medici și pacienți s-au întâlnit să celebreze viața. Aniversăm 2000 de transplanturi de celule STEM hematopoietice în Institutul Clinic Fundeni și cred că este important pentru noi toți să ne strângem și să ne vedem și să ne bucurăm de oamenii care trăiesc și care au trecut printr-o astfel de procedură. Te cuprinde emoția. Oamenii care nici nu mai seamănă cu pacienții te copleșesc. Prin transplantul de celule STEM hematopoietice, măduva osoasă bolnavă este înlocuită cu una sănătoasă, care produce celule sanguine normale, totul printr-o transfuzie. 2019, în 25 aprilie, am făcut transplantul. Ce reprezenta pentru dumneavoastră acest transplant? Am revenit la o nouă viață. Am, pe 24 e ziua mea de naștere și pe 25 a doua zi de naștere. Și Mariana Slave a primit o nouă șansă datorită transplantului. În 2020, după ce nu s-a mai putut ridica din pat, a ajuns la spital, unde a fost diagnosticată cu leucemie. A urmat luni întregi de chimioterapie. După un an de chin cu radioterapie, apoi a trebuit să mă înscrie pe lista de transplant. Am avut marele noroc cu sora mea, cea mare, a donat celule STEM pentru mine. Și mi-a fost alături și în spital, în momentele grele. Dumnezeu a făcut să se lege lucrurile așa, pentru că eram la un impas. Eram pe prag. Puteam aluneca oricând în neant. Șansa primită i-a dat posibilitatea să se bucure în continuare de familie și să poată spune binevenit unei noi vieți. Acum am venit cu fiica mea care este însărcinată. Chiar îmi doream să pot apuca momentele astea. Este ceva de nedescris. Renaști. Deci eu mi-am schimbat fenotipul în totalitate. Am luat grupa de sânge a surorii mele, m-am transformat.
pur și simplu m-am transformat. Deci totul îi aparține ei acum. Am renăscut. Ne întoarcem la Radu, băiețelul de 3 ani. Și el a făcut transplantul datorită unei rude. Tatăl, deși compatibilitatea era de 50%. S-a făcut un transplant la risc, cu risc, pentru că nu avem donatori. Iar în momentul când vor exista donatori, vor exista mult mai multe șanse la viață și cât mai mulți copii luptători după acea secție de oncologie de aici, de la noi, din Fundeni, vor avea mai multe șanse. Și vreau să vă spunem să vă faceți curaj ca să ajungă toți învingători și luptători ca noi. Așa, mami. Da. Compatibilitatea în familie există în doar 25% dintre cazuri. Când ajutorul nu poate fi dat de cei apropiați, șansa vine de la comunitate. Cu toții avem celule STEM care ar putea fi compatibile cu o persoană bolnavă. Nu vom afla însă niciodată și nu vom putea oferi șansa la vindecare fără să ne scriem într-un registru. Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule STEM funcționează de mai mulți ani, iar procedura nu este dificilă. Orice persoană sănătoasă cu vârsta între 18 și 45 de ani se poate înscrie pe site-ul registrucelulestem.ro. După completarea formularului, veți fi contactați și veți face analize de sânge. Să o facă cu sufletul, pentru că sunt atâția care așteaptă un dar din acesta și să fie necondiționat, pentru că de-abia după aceea realizează, când îl văd pe omul acela stând în picioare, sănătos și zâmbind din nou, își dau seama de binele făcut. Cine vrea și poate să doneze, să o facă, pentru că salvează o altă viață. Și sunt și noi, am ajuns la o vârstă care, na, am trecut prin viață cât de cât, dar sunt copii care așteaptă. Când un pacient are nevoie de transplant, datele sale genetice sunt comparate cu cele ale tuturor oamenilor din registru. Sunt mii de combinații posibile. S-ar putea să treacă luni sau ani înainte să fiți chemați să donați, dar, dacă se va întâmpla, veți dărui viață. Procedura nu este dureroasă și nu necesită anestezie. Ce vrem să le spunem tuturor e că dorim cât mai mulți donatori și cât mai multă lume să știe ce înseamnă această donare de celule STEM, că nu este atât de grea pe cât se înțelege momentul în care noi auzim ce înseamnă donare de celule STEM sau de măduvă. Că nu este o extracție din coloană, ci este pur și simplu ca o donare de sânge care durează câteva ore, dar asta înseamnă că pot salva o viață și o pot reda. Chiar acum, pe un pat de spital, s-ar putea afla un om a cărui șansă să fie în celulele oricăruia dintre noi. În România sunt înscriși în registrul de donatori doar 97.000 de oameni. Raportat la o populație de 19 milioane, sunt extrem de puțini. Festivalul de film Toamnă la Voroneț a ajuns anul acesta la 43-a ediție. Desfășurat la Gura Humorului, festivalul bucovinean a debutat în fața sute de spectatori de toate vârstele. Timp de 3 zile, cei mai cunoscuți critici de film din România, dar și regizori, atât din țară cât și de peste hotare, vor lua parte la eveniment. Anul acesta, organizatorii au venit cu genuri de film pentru toate gusturile. Cinemaraton, postul de televiziune din grupul Clever, este partener media în cadrul festivalului. În aplauze, așa a debutat festivalul de film Toamnă la Voroneț. Sute de copii s-au bucurat de filmul Dumbrava minunată, în regia lui Gheorghe Naghi, cel care a deschis ediția din acest an. Atmosfera copiilor, râsul și bucuria, inocența lor, m-au întors în timp și mă bucur și știu că și tata Gigi Gheorghe Naghi se bucură de acolo de unde este. Creația lui de suflet au fost filmele pentru copii. Și, într-adevăr, copiii au fost fericiți, mai ales că mulți dintre ei au vizionat pentru prima dată un film într-o sală de cinematograf. A fost foarte minunat. Care a fost personajul tău preferat? Patrocle. Patrocle. Este pentru prima dată la film, într-o sală, da, de cinema? Da. Mi-a plăcut. M-a speriat o lecuță, dar mi-a plăcut. Care au fost personajele? Care cu zâna.
Zână și Patrocle. Despre ce a fost filmul acesta? Era despre o fitiță cu minte și mama ei a murit. Da. Și care a fost personajul tău preferat? Erau prințesele. Nu doar cei mii s-au bucurat de proiecțiile filmelor, ci și persoanele trecute de prima tinerețe. Ce înseamnă pentru dumneavoastră toamnă la Voroneț? Este un eveniment de suflet, să zic așa, un eveniment cultural de mare anvergură, foarte binevenit pentru acest colț mioritic al țării, care este gura humorului. Festivalul Toamnă la Voroneț, al cărui partener media este Cinemaraton, este unul dintre cele mai lungi vive din România, iar organizatorii așteaptă în aceste zile pe cinefili să vizioneze proiecțiile de la Casa de Cultură a orașului Gura Humorului. Vineri 29 septembrie, ora 19:30, restul e tăcere. În regia lui Nae Caranfil, prezent la proiecție, la discuțiile cu dumneavoastră și pe această cale vă invităm și Libertate, filmul lui Tudor Giurgiu, lansat într-o caravană prin țară. Festivalul bucovinean își propune să promoveze creativitatea școlilor de film, competența și profesionalismul în acest domeniu, precum și contactele dintre generațiile de cineaști, încurajând tinerii realizatori de film. Un copil de 14 ani a semănat panică astăzi într-o școală din sudul Spaniei. Băiatul și-a atacat profesorii și colegii cu două cuțite. Detalii vă aduc după scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, vă aștept! Și a fost sărbătoare în familia. Prima noua grilă de programe a fost lansată. Prima Fest, evenimentul de prezentare al tuturor produselor media din grupul Clever, a devenit deja o tradiție. Aseară, toate vedetele, sute de colaboratori și invitați din industria de advertising au fost prezenți la evenimentul acestei toamne. Emisiuni noi, informații inedite și în exclusivitate, dezbateri, spectacolul din Liga Campionilor, cele mai puternice campionate din Europa se văd numai pe canalele Prima. O seară de magie, bucurie și întâlniri plăcute. Prima Fest a fost locul în care ne-am bucurat împreună de prieteni și momente unice. Grupul Clever Media și-a prezentat grila de toamnă, dar a anunțat și lansarea unei noi televiziuni, Prima History. Sutele de invitați prezenți în cel mai elegant club din București au avut parte de un recital unic al tarafului de lăutar și tot felul de surprize. Gazdele evenimentului au fost îndrăgita prezentatoare Andreea Berecleanu și carismaticul Cove. Asta mă încurajează în fiecare moment și cu fiecare jurnal. Atunci când simt că voi sunteți în spate, că faceți o echipă bună și că aduceți știri relevante și alergați după exclusivități, aceste trebuie să fie și slavă Domnului că în cazul vostru este valabil menirea reporterului. Sâmbătă 30 septembrie de la ora 20, Cursa Iubirii are premiera la Prima TV, un reality show unic pornit de la o idee originală. Cove a însuțit timp de o lună prin întreaga țară pe cei 24 de concurenți și a trăit emoțiile lor. Să ne așteptăm la un reality show în care tot ceea ce veți vedea este 100% real. Concurenții au intrat în această cursă dorind să își dovedească lor, dar și celorlalți, cât de solidă este relația dintre ei. Și chiar dacă vor avea de înfruntat tot felul de obstacole, au lăsat totul deoparte, chiar și-au învins fricile și au dus la bun sfârșit competiția. În urmă cu un an, la Prima Fest, anunțam lansarea canalului de știri Prima News. De atunci au fost 12 luni de știri echilibrate, informații relevante, o campanie de mare succes, Mănâncă Românești, toate strânse sub sloganul Facem știri împreună. Raluca Alhadad este gazda telespectatorilor în fiecare dimineață de la ora 9 la Prima News. Pot să spun că a fost un an plin, un an cu foarte multe subiecte, un an în care ne-am concentrat foarte mult pe ce oferim telespectatorilor, pentru că am vrut să fie niște emisiuni altfel, am vrut să dezbatem, să intrăm mai în profunzimea subiectelor. Evenimentul a anunțat și relansarea Medica TV. Seara a culminat cu o poză de grup a vedetelor Prima, dar și cu o surpriză. Încă puțin și așteptarea ia sfârșit din 30 septembrie de la ora 20 începe Cursa Iubirii, o competiție acerbă între cele 12 cupluri participante pentru marele premiu de 15.000 de euro. Săptămâni de filmări, probe dificile, dar și lacrimi de fericire și tristețe. Cursa Iubirii oferă emoție și adrenalină în egală măsură atât participanților cât și telespectatorilor.
mult a fost, puțin a mai rămas. Cursa iubirii, reality show-ul acestei toamne de Prima TV se apropie de marea premieră. La filmări, cei 24 de concurenți au trăit emoții profunde, provocări din cele mai dificile. Au avut discuții cu inima deschisă cu psihoterapeutul Livia Popescu. Ne completăm. Ea e finuță, eu sunt mai abrupt. Ea este blândă, eu sunt mai apucat. Ea este mai diplomată, eu sunt mai direct și impulsiv. Probele au fost din cele mai dificile, însă asta a întărit și motivat și mai tare cuplurile intrate în cursă. Până în vecii vecilor cât am trăit, nu mai îmi dat veniți înapoi, nu vă duceți. De fiecare dată că m-am ieșit prost. Deci de acum înainte nu mai particip la nicio probă. Lucian și Sorina. Te rog mult de tot să mă lași în pace. Cursa iubirii aduce pe micul ecran emoția în forma ei pură. Povești de dragoste fascinante și 24 de concurenți care au venit cu un scop precis. Să ridice la final trofeul de câștigător. Mercenarii Wagner își pierd din forțe pe zi ce trece. Un avion cu luptători s-a prăbușit în Mali. Venim cu imagini și detalii. După o scurtă pauză de publicitate, rămâneți cu noi, vă aștept. Au mai rămas două zile până când la Timișoara, capitala europeană a culturii, se va deschide cea mai importantă expoziție din ultimii 50 de ani dedicată lui Constantin Brâncuș. Lucrări precum Piatra de Hotar, Coloana sau Măiastra vor fi expuse la Muzeul de Artă. Expoziția reunește 100 de creații evaluate la aproape jumătate de miliarde de dolari, iar multe dintre ele ies pentru prima dată din muzeele din Europa. De altfel, măsurile de securitate sunt fără precedent. Expoziția Brâncuș își deschide porțile sâmbătă și va putea fi vizitată până la finalul ianuarie 2024. Este o premieră și reprezintă o întoarcere simbolică a lui Brâncuș în țara lui. Nu mă așteptam nici eu ca să putem să adunăm câteva opere esențiale din opera lui Brâncuș și din muzee importante din Europa, de la Centrul Pompidou, Muzeul Național de Artă Modernă din Centrul Pompidou și Tate din Londra și Fundația Peggy Guggenheim din Veneția și de la colecționar privat. Pentru ca muza adormită, Piatra de Hotar sau Coloana să ajungă la Timișoara a fost nevoie de 2 ani și de o muncă asiduă, dar și de sume uriașe. Bugetul expoziției este de 1,5 milioane de euro. Au fost multe provocări. Cred că cel mai complicat a fost să obținem împrumuturile lucrărilor. Ideea s-a născut înainte de pandemie, în 2018. Sigur că pregătirile au fost suspendate pe perioada pandemiei, dar în ultimii 2 ani s-a lucrat extrem de mult. Și sperăm că lumea va aprecia. Sistemul de iluminat e unic pentru un muzeu din România, cu un indice de reproducere a culorii foarte ridicat, astfel încât vizitatorii să se poată bucura de culorile reale ale exponatelor. Parcursul expozițional relevă și omagează un patriarh al excelenței sculpturii moderne și un memorabil ambasador al spiritului românesc peste hotare. Peste 2,5 milioane de euro au investit autoritățile din Timiș în sistemul de securitate care va proteja o colecție unică în lume. Măsurile sunt nemai întâlnite până acum într-un muzeu de la noi. Transport armat, poartă antitero, sistem antiincendiu cu pompe și senzori. Firesc, atâta timp cât operele expuse au fost evaluate la peste 400 de milioane de euro. Asigurarea lor a costat aproape un sfert de milion de euro. Am investit în securitatea la incendiu, în securitatea perimetrală, în instalația de iluminat, o instalație de top, în climatizare, astfel încât să avem cele mai bune instalații și cele mai bune condiții, cerute de altfel și de instituțiile și colecționarii care ne-au împrumutat operele. Un bilet la expoziție costă 88 de lei. Turiști din toată Europa vor veni să vadă operele lui Brâncuș. Până acum s-au vândut câteva mii de bilete. Un întreg oraș din sudul Spaniei este în stare de șoc după ce un elev a înjunghiat în clasă 3 profesori și 2 colegi. Din fericire, rănile nu pun în pericol viețile celor răniți, însă părinții copiilor de la școală cer acum explicații despre cum a fost posibil să intre cineva cu 2 cuțite în timpul orelor. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Apelul la 112 a fost făcut înainte de ora 9 dimineața, la câteva minute după începerea orelor. În scurt timp, școala a fost înconjurată de zeci de polițiști, ambulanțe și părinți speriați.
Din declarațiile elevilor îngrozite cele întâlnate, reiese că agresorul, un băiat de 14 ani, s-a enervat aparent fără motiv și a scos din ghiozdan două cuțite. Fără să stea pe gânduri, a atacat profesorul de la clasă, dar și pe colegii lui. Llegó el niño a clase, se sentó, abrió la maleta, sacó dos cuchillos y apuñaló a mi amigo en el brazo y en la espalda. Después se cayó. Mi amigo fue a apuñalar en el pecho y una profesora lo agarró por detrás y salvó la vida. Deocamdată nu se știe ce l-a determinat pe copil să aibă acest atac de agresivitate extremă. Nosotros no podamos entrar, por supuesto, en valorar ninguna patología, ninguna problemática. No lo hacemos de los mayores de edad, no lo vamos a hacer de los menores nunca. Întregul oraș este acum în stare de șoc și părinții cer explicații, dar și soluții. Ha sido demoledor, que ha sido dramático, ¿no? Porque estaban todos los padres en la parte exterior del centro. Y lógicamente pues deseando poder abrazar a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Y la verdad que una siente impotencia porque es verdad que la información. Faptul că e minor complică lucrurile, pentru că în Spania sunt puține cazurile în care minorii primesc pedepse cu închisoarea. ¿A qué se puede enfrentar el chiquillo agresor con los datos que se tienen ahora? Bueno, pues habrá que ver las responsabilidades que dirime la ley, en la ley de responsabilidad penal del menor y lo que estime la judicatura y la fiscalía. Medicii de la spitalul din Haez spun că victimele sunt acum stabile și viața nu le este pusă în pericol. E din nou greva aeriană în Italia. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru mâine, când programul zborurilor va fi afectat. Maele cere tuturor românilor care intenționează să călătorească în Italia să se informeze înainte pentru a fi la curent cu modificările programului zborurilor. Greva din sectorul aviatic va dura 24 de ore și tot mâine la Roma intră în grevă și lucrătorii din transportul public. As the nation experiences a tourism boom after years. Au fost dezvăluite cele mai bune 50 de hoteluri din lume de anul acesta. Un hotel boutique de pe malul lacului Como conduce topul, fiind considerat cel mai luxos. Europa se mândrește cu 21 de proprietăți în clasament, iar Asia găzduiește 18, inclusiv 4 resorturi aflate în vârful listei. Niciun hotel din România, din păcate, nu se află pe lista din anul acesta. Cel mai luxos hotel din lume se află în Europa, în Italia mai precis. Passalacqua a fost construit în secolul al XVIII-lea și are vedere la celebrul La Como. Cele 24 de camere sunt repartizate în 3 clădiri aflate pe 7 hectare de grădini terasate foarte îngrijite, pline de măslini, mimoze, trandafiri și magnolii. Prețul este pe măsură. Pentru o singură noapte, turiștii plătesc numai puțin de 3.000 de euro. Pe locul al doilea se află impunătorul Rosewood Hong Kong, o adevărată experiență de lux. Este situat în districtul de artă al orașului și oferă o priveliște uimitoare asupra portului. Interiorul este opera magistrală a taiwanezului Tony Chi, cu un design contemporan inedit. Piese de artă sunt în fiecare cameră, iar holurile sunt îmbrăcate în marmură. Top 3 este completat de Four Seasons din Bangkok, cel mai înalt hotel din clasament, 300 de metri înălțime. Amplasat pe malul râului Regilor, este cea mai nouă proprietate Four Seasons. Este îndrăzneț și plin de viață și are 299 de camere și apartamente contemporane. Primele 10 locuri sunt completate de hoteluri din Hong Kong, Tokyo, Marrakesh, Maldive, Puerto Vallarta sau Florența. În plus, Singita Lodge din Parcul Național din Africa de Sud a fost votat cel mai eco hotel al anului. Pentru un sejur all-inclusiv în safariul african, turiștii de lux plătesc numai puțin de 10.000 de dolari. De asemenea, 21 dintre proprietățile câștigătoare din top 50 se află în Europa. Londra și-a consolidat reputația de centru global de turism. 4 hoteluri din capitala Marii Britanii au fost selectate pentru clasament.
Rusia a lansat în timpul nopții un nou atac masiv cu drone în sudul Ucrainei. Potrivit autorităților, armata ucraineană a doborât 34 din cele 44 de aparate lansate de invadatori. În est se duc lupte dure, mai ales după ce mercenarii Wagner s-au reîntors pe linia frontului în Bahmut. Atacurile rușilor au fost lansate din diferite direcții, inclusiv din Mykolaivul ocupat. Printre cele mai puternic afectate a fost orașul Donetsk. Nu, около 9 прилетел снаряд беззвучно, единичный. Третий этаж разрушен полностью. Я, у меня квартира, допустим, под этой квартирой, которая не существует уже. În Herson, un bărbat de 41 de ani a fost ucis. Casa i-a fost complet distrusă, de altfel întreaga stradă pe care locuia este acum o ruină. Harkovul a fost și-l atacat, iar regiunea Zaporojie a fost bombardată de 148 de ori în ultimele 24 de ore. Tot acolo pândește un alt pericol. Greenpeace trage un semnal de alarmă cu privire la situația extrem de vulnerabilă de la cea mai mare centrală nucleară. Potrivit organizației, sunt prea puțini inspectori care o monitorizează. Și pe linia frontului din est, soldații duc lupte grele cu inamicii ruși. Pe lângă asta, mercenarii care au luptat pentru Wagner s-au întors și ei să lupte în zona Bahmutului. La Kiev, militarii testează armele primite de la aliați. Підрозділи як Збройних сил України, так і Національної гвардії, які виконують завдання у північній операційній зоні, з часом відбувають на схід та південь нашої країни для того, щоб продовжувати наші контрнаступальні дії. Tot la Kiev, președintele Volodymyr Zelensky s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, care a făcut o vizită inopinată în capitala ucraineană. Today your forces are moving forward. They face fierce fighting, but they are gradually gaining ground. Every meter that Ukrainian forces regains is a meter that Russia loses. Cu o zi înainte, Zelensky s-a întâlnit cu ministrul britanic al apărării, căruia i-a mulțumit pentru sprijin. Cei doi au discutat despre întărirea apărării Ucrainei. O nouă lovitură pentru gruparea de mercenari Wagner, un avion de transport care aparținea armatei din Mali și care avea luptători ai grupării la bord, a luat foc. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum avionul de fabricație rusă ratează aterizarea, iese de pe pistă și explodează la scurt timp. Junta militară din Mali nu a făcut niciun comentariu referitor la accidentul din orașul african Gao. Acesta vine la numai câteva săptămâni după ce avionul în care se afla liderul Wagner a luat foc. Grecia este din nou lovită de inundații. Furtuna Elia s-a adus prăpăd atât în zona centrală a țării, cât și pe insula Evia, aflată la 80 de kilometri de Atena. În orașul Volos, autoritățile au instituit stare de urgență. În numai câteva ore, echipajele de salvare au primit sute de apeluri de la oamenii care cereau ajutor. Este haos în orașul Port Volos. Ploile torențiale au transformat străzile în râuri, iar locuințele au fost inundate. Aproximativ 250 de oameni au fost salvați în timpul nopții din casele pline de apă. Mai multe case și un spital din oraș au rămas fără electricitate și 8 sate din jur au fost evacuate. Locuitorilor, aproximativ 140.000 la număr, li s-a cerut să rămână la adăpost. Situația e tragică. Probabil că aici este cel mai grav din toată Grecia. Au fost distrugeri și în alte părți. A fost un incident major, dar aici a fost devastator. Și în orașul metamorfosit din regiunea Tesalii, oamenii au rămas pe drumuri. M-am născut în 1963. Am crescut aici. Toate amintirile mele sunt legate de acest loc. Acum totul e distrus. Am aruncat totul. În nordul insulei Evia, peste 40 de case și hoteluri au fost inundate. Armata și echipajele de salvare lucrează pentru a curăța străzile. Guvernul a anunțat că va aloca 2 miliarde de euro pentru reconstrucții, însă oamenii sunt extrem de supărați. Ei acuză autoritățile că nu au luat măsuri pentru a împiedica dezastrul. A fost, bineînțeles, foarte multă apă, dar ei nu și-au făcut treaba. De data asta ne-au necat cei care sunt la putere, oricine sunt ei, nu vremea rea. Grecia se confruntă cu grave probleme din cauza schimbărilor climatice. Furtuna Elias este a doua care lovește Grecia în ultimele 3 săptămâni. La începutul acestei luni, 17 oameni au fost uciși tot în timpul unei furtuni, după ce în vară incendiile de vegetație au ars 120.000 de hectare. Republica autoproclamată Nagorno-Karabah va înceta să mai existe de la 1 ianuarie 2024, potrivit unui decret semnat de președinte. Acesta a decis și dizolvarea tuturor instituțiilor statului. Peste jumătate din populația de armeni a devenit refugiată.
Peste 68.000 de armeni, adică mai mult de jumătate din cei 120.000 de locuitori ai enclavei Nagorno-Karabah, au fugit în Armenia. Victoria de săptămâna trecută a Azerbaidjanului a dus la un exod în masă armenilor etnici și a marcat finalul la 10 de ani de conflict. După o ofensivă care a durat numai 24 de ore, Azerbaidjanul a preluat controlul Republicii Nagorno-Karabah. Locuitorii au avut de ales să accepte cetățenia azeră sau să plece, ceea ce au și făcut peste jumătate dintre ei. Cei care au trecut granița în Armenia au primit hrană și medicamente. Ми делаем конкретно вот сейчас детям, людям, я не знаю, вот что мы можем кушать, пить, что у них нету, ну, не знаю, первая помощь, чтобы Cei care au rămas vor trebui să se supună. Decretul semnat de președinte precizează că după intrarea în vigoare a decretului, populația trebuie să se familiarizeze cu termenii reintegrării prezentați de Azerbaidjan. Pe Valea Prahovei nu doar urșii cerșesc mâncare, o vulpe s-a împrietenit cu turiștii și s-a bucurat de un răsfăț culinar. Vedem imaginile după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, vă aștept! O vulpe haioasă, dar cam înfometată, a fost filmată de turiști la cota 1400 din Sinaia, cum cerșea de mâncare. Oamenii au văzut-o pe marginea drumului și au oprit mașina. Curajoasă, vulpea s-a apropiat de ei și a primit și recompensă, un sandwich. Imediat a început să mănânce, dar numai carnea, pâinea, nu i-a făcut cu ochiul. Nu este de altfel singura vulpe filmată în zonă. Specialiștii însă îi avertizează pe turiști să nu se apropie prea mult de ele. Deși par blânde și drăgălașe, pot fi extrem de periculoase prin mușcă Natura lor se poate transmite rabia. Și trecem acum la sport. Ucluj a bătut-o pe Steaua în Cupa României. Nici măcar 1000 de spectatori n-au fost prezenți în Ghencea. Universitatea Cluj nu a avut probleme la debutul în grupele noului sezon de cupă. A învins-o fără probleme pe Steaua. Bernadette Soc, medaliată cu aur la Jocurile Europene de la Cracovia din acest an și vicecampioană europeană cu Naționala României, a tras toate privirile în Ghencea. A dat lovitura de start a meciului. Clujenii au deschis scorul cu un gol de senzație. Nistor a ridicat mingea peste defensiva militarilor, iar Kipciu a trimis peste portarul Pop. A fost o partidă fără istoric, așa mi s-a părut. Ne-am făcut jocul ușor, a fost un meci așa de cupă. Nistor și-a arătat încă o dată calitățile de servant. A pus mingea pe capul lui Filip Ilie, care a majorat avantajul studenților. Oaspeții au continuat recitalul după pauză. Filip Ilie a făcut dubla din pasa lui Vătăjelu, dar s-a accidentat. Mă bucur că am putut să ajut echipa cu două goluri și sper să o fac în continuare. Steaua a redus din diferență prin Boiciuc. Fostul jucător al clujenilor l-a surprins pe Iliev cu un șut puternic de la distanță și a stabilit scorul final. Steaua Universitatea Cluj 1-3. Sunt dezamăgit de rezultat, pentru că am fi vrut să, cel puțin, să nu pierdem. E o lipsă de încredere acum după aceste rezultate. FCSB a câștigat la debutul în Cupa României cu o echipă de Liga 3. FCSB nu a forțat la Oradea, dar a învins-o fără probleme pe FC Bihor în grupele Cupei României. Miculescu a spart gheața minutul 26 la o fază confuză în careul echipei de Liga a 3-a. Gazdele s-au apropiat de poarta lui Vlad, dar execuția lui Jurj a fost nereușită. După pauză, centrarea lui Gunie l-a găsit în careu pe Ban, dar Bihorul a trecut din nou pe lângă egalare. Înghezan a risipit orice emoție cu primul său gol în România. FCSB pe 2 în grupa C, în spatele oțelului Galați. Un meci în care noi l-am luat în serios, cum luăm toate meciurile. Știm cum sunt meciurile de cupă, ați văzut și la Craiova, au făcut 1-1. A fost un eveniment important pentru orașul nostru. Am adus la Oradea una dintre cele mai iubite echipe din România, una dintre cele mai valoroase, putem spune, din România. Și cred că noi astăzi am făcut un joc bun. Și de la sport trecem la meteo. Ce ne rezervă vremea, vedem chiar acum.
Bună seara, Ioana, bun găsit tuturor! În nordul Europei, în extremitatea nord-vestică și în cea de sud-est, cerul va avea înorări și va ploua. În restul continentului, vremea va fi frumoasă, iar cerul va fi variabil. Vântul va avea intensificări în regiunile nord-vestice, iar temperaturile vor crește ușor în extremitatea de sud-vest a Europei, unde va fi foarte cald pentru această perioadă. Vor fi temperaturi maxime de 35, chiar 37 de grade în Portugalia și în Italia. La noi în țară, în această noapte, cerul va fi variabil în sud-est și în centru și mai mult senin în rest. Vântul va avea intensificări pe crestele montane și în Dobrogea, unde vor fi rafale de 50-55 de km pe oră. Minimele vor fi cuprinse între 1-2 grade în depresiunile Carpaților orientali și 18-20 de grade pe litoral. Mâine, vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 30 de grade. Cerul va fi variabil, însă vor fi unele înorări la munte și în sud-estul teritoriului, dar doar în sudul Dobrogei va ploua slab. Vântul va fi activ în Muntenia, în Dobrogea, în sudul Moldovei, dar și pe crestele montane. Și în capitală se menține vremea caldă. Mâine maxima se va situa în jurul valorii de 28 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul își va face simțită prezența. În weekend se anunță vreme caldă și frumoasă. Termometrele vor indica maxime de 29 de grade, iar cerul va fi variabil. La munte cerul va fi variabil, însă vor fi înorări, dar nu sunt anunțate ploi. Vântul va sufla slab și moderat, fiind ceva mai activ pe creste. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o noapte liniștită. Numai bine! Ioana? Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Eu vă mulțumesc pentru atenție. O noapte liniștită. Aveți grijă de voi. Program disponibil pe primaplay.ro.